venit și noi respectând legea după aceste sărbători de Duminica Mare. După cum vedeți, nu se află nimeni în cimitir. Suntem în orele după mese, mai fost azi la un cimitir la Hâncăuți. Iată, se începe chiar și ploaie. Ce vreau să spun? Respectați legea. Eu o respect, dar vedeți că nu-i nimeni în cimitir, masca e mână, dacă trebuie o pun. Nu mă face greutate. Vine cu Alexandra Ivana, întâi la Dumnezeu, pe urmă la părinții mei. Sigur, nici nu pot vorbi când mi se întoarce sufletul, când aud că lăcrimează așa. Ultimul timp, în general, multe lăcrimez. Dar viața înainte, vizitând mormântul părinților, nu am putut să nu trecem și la mormântul care v-am spus al lui Bogdan, Dan Bogdan, care a decedat în urma incidentului cu motocicleta. Dacă am să găsesc pe internet, am să public și filmulețele. Păcat de așa tânăr. Deci n-are cum să nu-ți vie lacrimile. Astăzi, chiar mergând spre Edeneți, am rugat niște fete care s-au urcat în mașină. Zic, nu aveți filmuleț, că am căutat tot seara pe internet și nu am găsit. Dar am auzit de acasă aceste vuite a motocicletelor în ziua mormântării. Nu m-am gândit că în ziua de duminică o să fie mormântarea, taman de sărbătoare. Totuși fetele au găsit și mi-au transmis. Acesta e mormântul lui Bogdan. Boom, 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 boom.